Ce sprijin vor primi fermierii în perioada de tranziție 2021-2022 până la aplicarea noii PAC și pe ce scheme vor fi acordate acestea? Sunt doar câteva și cele mai importante întrebări pe care și le pun mulți fermieri la început de an și pentru care am încercat să aflăm răspuns de la inginerul Ioan Cherecheș. Sunt acele forme de sprijin tradiționale, adică ajutorul național tranzitoriu, care a fost o sumă fixă care s-a diminuat în urma înțelegerii Comunitatea Europeană. Această formă de sprijin trebuia în 2020 să ajungă la zero. Dar noi, nefiind într-un fel pregătiți, am cerut prelungirea perioadei de a putea acorda acest sprijin național tranzitoriu, care sunt bani național, și în anul 2021 și 2022. Pe lângă această formă de sprijin, mai este sprijinul cuplat în zootehnie, care se dă la toate categoriile din sectorul zootehnic, unde se desfășoară lucrări tehnice în vederea respectării sau participării la programele de ameliorare a speciilor, în speță pentru ovine și caprine sunt programe de ameliorare elaborate de către societățile care sunt recunoscute ca societăți de ameliorare pentru conducerea registrului genealogic. Noi suntem arondați la Arad, dar mai sunt și în alte părți, în funcție de specii, la Brașov Taurine, la Constanța, alte rase de carne sau metișa lor și așa mai departe. E un sistem organizat. Dar pentru aceasta trebuie ca omul să fie înscris în asociație și să-și înscrie animalele în registru genealogic la cei care sunt, care conduc acest lucru. Mai mult decât atât, trebuie să facă și o activitate tehnică, respectiv, se spune, control oficial a performanțelor. Aici putem spune, se face bonitarea animalelor care intră în acest control cu niște activități tehnice, de la dezvoltare corporală, extindere lână, de exemplu, conformație și așa mai departe, până la a recolta și a înregistra producția, dacă mergi pe lapte. Producția de lapte zilnică, pe o anumită perioadă, pe un anumit număr de controle, în funcție că este o metodologie de lucru după care noi lucrăm și dacă mergi pe lână, e cantitatea de lână, dacă mergi pe carne, dezvoltarea corporală. Sunt niște lucrări tehnice care e obligatoriu și trebuie să fie executate. Fermierii, în general, se obligă să respecte anumite reguli legate de condițiile care trebuie să îndeplinească animalele. Pentru schemele finanțate din bugetul național, ajutoare naționale tranzitorii, în regulamentul tranzitoriu se prevede ca statele membre care acordă ajutoare naționale tranzitorii în perioada 2015-2020 pot decide să acorde ajutoare naționale tranzitorii și în 2021 și 2022.